Hello, dragilor mele, și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi am revenit cu un nou episod din seria Drugstore vs. High-End și o să punem la treabă și mai exact la comparat două fonduri de ten, ăsta de la Too Faced și ăsta de la Bourjois Healthy Mix. Le-am ales pe astea pentru că în primul rând, ca și textură, seamănă foarte mult. Și mi s-a părut o idee interesantă să le compar, să vedem dacă ăsta de la Bourjois ar fi un dupe pentru ăsta de la Too Faced, pe care, sincer să fiu, l-am purtat mai mult decât pe ăsta, pentru că l-am de mai mult timp. Și ca și finish pe față, seamănă foarte mult. Și atunci am zis că hai să vedem, ar fi o idee bună pentru un clip de genul ăsta. Pentru cine e nou pe canalul meu și încă nu știe de chestia asta, am început o serie nouă care se numește Drugstore vs. High-End și am să compar o periodic, la o anumită perioadă de timp, un produs high-end cu unul drugstore care seamănă foarte mult. Și apropo, mulțumesc foarte mult pentru sugestiile pe care mi le-ați lăsat în clipul trecut, fiindcă mă ajută foarte mult. Le-am trecut pe listă și cu siguranță o să le pun la treabă în timp. O să încep cu ambalajul. Clar, în privința ambalajului, câștigă Too Faced pentru că are un ambalaj mai elegant, mai frumos. Îmi place că ambele au sticluțe din sticlă. Sticluțele sunt din sticlă și asta ajută fondul de ten să se păstreze mai bine. Întotdeauna, ambalajele din plastic, oricât de calitative ar fi ele, în timp ajung să se degradeze și se libereze niște compuși din plasticul ăla în substanța care există în flaconul respectiv. Asta în general, nu numai în materie de make-up. Și de aia este bine ca în momentul în care achiziționați tot felul de chestii și pentru casă, nu neapărat pentru voi, să vă gândiți foarte bine, pentru că în timp chestiile astea de plastic, chiar dacă sunt foarte rezistente, ele au și o parte din ele care se degradează și care se eliberează și în mâncare, nu știu, mă refer la flacoanele alea pentru mâncare, la caserole și așa mai departe, da? Deci gândiți-vă și la chestiile astea. Câștigă Too Faced din cauza că ambalajul este mai elegant, are auriu, ăsta are argintiu, dar ăsta este mai elegant și scrisul și prezentarea și tot. Ambele au pompiță și asta mă bucură pentru că o pompiță este cea mai bun mod de a păstra un produs igienic și sunt foarte bune, adică dozează foarte bine ambele. Din punctul ăsta de vedere nu e nimic diferit așa sau wow. Au o textură asemănătoare. Este o textură undeva între gel și cremă. Nu sunt fluide. Nu sunt niște fonduri de ten din acelea lichide. Au o consistență așa cremoasă, ușor lichidă, dar care te duce cu gândul la un gel așa. Nu știu dacă ați văzut fondurile alea de ten gel. Ceva acolo. Nu seamănă cu alea gel 100%, însă te duce cu gândul acolo. Din cauza asta am vrut să le compar pentru că mi s-au părut foarte similare. Ăsta este targetat, cel de la Too Faced este targetat ca fiind un fond de ten cu acoperire medie spre mare, iar ăsta este targetat ca fiind un fond de ten cu acoperire mare. Fondul de ten de la Too Faced are așa, acid hialuronic în el, apă de trandafir și apă de cocos, ceea ce este bine pentru că îl face foarte hidratant și în plus este, din cauza acidului hialuronic, este foarte bun, se așează foarte bine pe tenul uscat. Eu având ten uscat, repet, în mare parte uscat. Cel Healthy Mix de la Bourjois are așa, are extract din caisă, pepene galben și măr. Când le aplici pe față, în primul minut ai senzația că sunt la fel. Însă, ăsta de la Bourjois tinde să se matifieze mai repede decât ăsta. Ăsta își păstrează un aspect din ăla satinat, nu lucios sub nicio formă, dar cel de la Bourjois, pe tenul meu, care are tendință să fie mai uscat, devine mat. Ăsta își menține aspectul la satinat, ăsta devine ușor mat și am nevoie de mai mult iluminator ca să nu pară atât de uscată și de așa. Și de regulă să-l combin cu o bază care este hidratantă. Ca și acoperire, nu prea seamănă. Ăsta îți dă o acoperire, cel de la Too Faced îți dă o acoperire super bună din prima, adică dacă ai nevoie în anumite porțiuni,
de exemplu, să mai retușești ceva, poți să reaplici și să reaplică foarte bine, însă îți dă o acoperire foarte bună din prima. Aproape că nu mi se văd deloc pistrui când îl aplic pe ăsta. Cum am zis, poți să-l aplici de două ori dacă simți nevoia, însă de regulă eu nu am nevoie să-l aplic de două ori. În schimb, cu ăsta de la Bourjois, ca să obțin acoperirea pe care o obțin de la, cu ăsta de la Too Faced dintr-un singur strat, am nevoie de două straturi. Deci, pentru un strat de la ăsta, am nevoie de două straturi de la ăsta, ceea ce înseamnă că consum mai mult fond de ten. Adică am șanse să mi se termine mai repede ăsta de la Bourjois. Și în cazul ăsta de la Bourjois poți să aplici două straturi, se aplică foarte bine, nu se strânge, nu se întâmplă nimic dacă aplici deja peste un strat încă unul. Se comportă foarte bine. Ăstuia de la Too Faced ia maxim un minut să se seteze pe față, adică după ce l-ai aplicat, maxim un minut este lipicios, așa, și simți că trebuie să se potolească, să stea acolo pe față, pe când ăsta ia ceva. Și asta este un lucru care mie personal nu-mi place, pentru că îmi place să-mi termin machiajul foarte repede, adică nu să stau să se... Ăsta ia cel puțin 5 minute, până se fixează pe ten, până nu mai este lipicios și până poți să pui altceva peste. Un alt lucru important este că pe ambele, când aplic pudre, gen bronzer, pudră obișnuită sau blush sau iluminator sau orice altceva, se întind foarte bine. Pe niciunul din fondurile astea de ten nu văd să mi se strângă pudra, să nu se amestece, să rămână pete, să nu se întindă bine, să se ia fondul de ten din zona aia când dau cu pudră. Nu se întâmplă chestia asta cu niciunul din ele și asta este un aspect foarte important, pentru că e cam neplăcut să începi să întinzi bronzer sau pudră sau orice altceva și să vezi că... Așa. Ca și rezistență, trebuie să recunosc că ăsta de la Too Faced are o rezistență mai mare. Având și acoperirea mai mare din prima, are și o rezistență mult mai bună. Le-am folosit pe ambele cu aceleași primere, le-am folosit și fără primere, le-am folosit cu spray-uri de fixare și ăsta de la Too Faced îmi rezistă cam 12 ore lejer, fără nicio problemă pe față. Pe când ăsta de la Bourjois îmi rezistă pe față cam 8 ore. După 8 ore s-a cam dus așa și încep să se vadă toate petele și toate alea. Niciunul dintre ele nu are rezistență foarte mare la transfer. Parcă ăsta se așează mai bine și dacă aplici un spray din ăla de fixare, stă mai bine, dar tot se transferă pe telefon, pe mână și așa mai departe, da? În schimb, ăsta se ia foarte tare pe telefon, cel puțin se ia foarte, foarte tare, chiar și cu pudră, chiar și cu... Deci nu au rezistență la transfer. Astea sunt niște fonduri de ten foarte bune pentru toate tipurile de ten, atât ten uscat cât și ten gras. Dacă ai tenul gras, în special cu ăsta de la Bourjois, îți recomand o pudră neapărat. Îți trebuie o pudră și cu toate că ăsta de la Bourjois, în momentul în care l-am aplicat, devine mat. Am observat că zonele astea aici, între sprâncene, aici, se îngrașă destul de tare. Ceea ce de regulă nu prea mi se mai întâmplă, pentru că eu am tenul cu tendințe uscate, am niște zone foarte uscate pe ten și am tenul cu tendințe destul de uscate, însă nu știu de ce în zonele astea unde mai produc puțin sebum în exces, cu ăsta se și vede, adică devin lucioasă, am dat odată, într-o zi am dat cu mâna pe aici printre sprâncene și am rămas surprinsă să văd cât sebum aveam, adică da, și eu care m-am dezobișnuit să mai aplic pudră, vă dați seama. Deci dacă aveți tenul gras, neapărat vă trebuie pudră și trebuie să reaplicați pudra pe parcursul zilei. Cu asta nu mi s-a întâmplat chestia asta, cu asta arată totul bine toată ziua. Nu v-am zis, ambele sunt în nuanța vanila. Nuanța mea este nuanța vanila, deși asta mi se pare o idee mai închis, nici măcar o jumătate de nuanță, dar o idee, pare puțin mai închis. Când îl întind se vede bine pe față, nu se observă mai închis, dar așa, dacă le pun unul lângă altul, pare ăsta puțin mai închis. Așa, deci dacă mă puneți să aleg dintre cele două, îl prefer pe ăsta, însă ăsta este un dup foarte bun, nu perfect. Nu este 100% dupe, adică l-ar putea înlocui 100%. Clar, ăsta de la Too Faced, din punctul meu de vedere, îți aduce mai multe beneficii decât ăsta de la Bourjois, însă și ăsta este o variantă bună și, în plus de asta, îl prefer față de alte multe fonduri de ten drugstore. Ceea ce e destul de
bine, zic eu. Cam asta a fost comparația mea. Aș vrea să știu dacă voi l-ați încercat și care vă place mai mult, dacă l-ați încercat pe unul, cum vi s-a părut și așa mai departe. De asemenea, o să fac ca și data trecută, vă las un poll aici sus, sau nu, aici sus, unde e ăla, aici. Hello. Așa, vă las un poll acolo și spuneți voi care vi se pare mai bun din punctul vostru de vedere sau, mă rog, din ce v-am zis eu aici. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o. Mulțumesc din suflet pentru vizionare și ne vedem în următorul clip. Ciao! Ambele are acid hialuronic. Asta e... După un timp lung de... Pentru că sunt și fonduri de... Și... Ce vreau să mai zic? A todos le hablo de ti.